Cristina, Cristina, se vorbește de faptul că trebuie făcută o reconstrucție a echipei naționale. Simți că această reconstrucție începe mult prea târziu, având în vedere că ne uităm și la alte echipe care au început să crească generații de mai multă vreme? Și care ar fi sfatul tău pentru fetele care sunt acolo în jurul tău? Ce ar trebui să facă să crească și ele în valoare, să arate mai bine? Pentru că tu și când te simți rău, ai cifre mai bune decât ele, dacă ne uităm pe ceea ce ai făcut la turneul ăsta. Da, se tot vorbește despre o reconstrucție în ultimii ani, dar cumva nu reușim să reconstruim. Într-adevăr, sunt fete tinere care au venit și acum 2-3 ani, 2-3-4 ani la echipa națională, care au venit și acum și poate cumva nu reușesc să confirme. Cred că contează foarte mult și atitudinea și unele dintre ele cred că ar trebui să, nu știu, să fie mai conștiente de faptul că au ajuns la echipa națională și să nu se oprească aici, să nu fie asta cea mai mare realizare a carierei lor, pentru că eu consider că în momentul de față să ajungi la echipa națională, sigur, este foarte important, dar nu este ca înainte, nu știu, ca acum 10 ani când într-adevăr, să fie ajuns la echipa națională era o realizare imensă, pentru că erau foarte multe jucătoare bune și efectiv nu reușeai să-ți găsești locul în echipa națională, nu știu, acum 10-15 ani. Acum, în ultimii ani, nu știu, baza de selecție cred că nu a mai fost atât de mare și atunci s-a dat credit unor jucătoare tinere și li s-a dat încredere ca să, nu știu, să performeze, să fie aproape de echipa națională, dar cred că e vorba și de atitudine, pentru că mi se pare așa că uneori unele dintre ele se comportă ca și când au obținut niște performanțe pe care deocamdată nu le-au obținut și nu au realizat nimic în handbal și trebuie să realizeze lucrul acesta, să lase capul în pământ, să muncească mai mult, pentru că acesta este viitorul echipei naționale și ca să ajungem din nou să avem performanțe, să sperăm la o semifinală, la o medalie, trebuie să arătăm altfel. Și vorbeam despre acest turneu preolimpic. Suntem unele dintre noi care am făcut parte din întreg acest ciclu olimpic și care am muncit și ne-am sacrificat practic ca să ajungem la acest turneu preolimpic și mi-aș dori foarte mult, chiar dacă acest ciclu olimpic are practic 5 ani, să ajungem la Olimpiadă și după Olimpiadă, într-adevăr, să, nu știu, să aibă loc un schimb de generații sau, nu știu, nu neapărat un schimb de generații, pentru că, dacă mă uit bine, nu suntem foarte multe jucătoare peste 30 de ani. Chiar nu suntem. Dar fetele care vin deja de 2-3 ani la echipa națională și cele care au făcut pasul la echipa națională în acest an, trebuie să, nu știu, să muncească mai mult și să pună baza alături de încă câteva jucătoare la ceea ce va urma la echipa națională, pentru că altfel arătăm cum am arătat la acest campionat european și nu arătăm deloc bine și, nu știu, chiar nu cred că România este o echipă care să câștige un singur meci la un campionat european. Sau poate că a fost în acest moment. Dar România are o istorie în handbal și ar fi păcat să nu mai ajungem acolo unde am crezut mereu că ne este locul.